Pe drumul de centură al municipiului Galați a fost depistat un bărbat de 31 de ani care conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice. Gălățeanul a fost testat cu aparatul alcoolscopic, rezultatul fiind de 0,56 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Un alt șofer de 53 de ani a fost oprit pe strada Ștefan cel Mare din Galați. Acesta conducea un autoturism deși avea 0,45 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Cei doi conducători auto au fost conduși la spitalul de urgență din Galați, unde li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii le-au întocmit dosare penale pentru conducere pe drumurile publice a unor autoturisme sub influența băuturilor alcoolice. În aceeași zi, un bărbat de 30 de ani din comuna Slobozia, Conachi, în timp ce conducea un moped neînmatriculat pe raza localității, a intrat în coliziune cu un autoturism parcat. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat și fără a deține permis de conducere.